Taxele și impozitele locale pentru anul viitor vor fi dezbătute printr-un proiect de hotărâre de aleși locali în prima ședință de Consiliu Local al 1 decembrie. După cum de asigurare Edilul Sucevei, acestea nu vor fi majorate. Taxele și impozitele locale se vor aproba în luna decembrie. Așa cum am spus și altă dată, nu va majora în acest an taxele și impozitele locale. Se va menține acea bonificație atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice, de 10% reducere pentru cei care plătesc până la data de 31 martie 2014. Spre deosebire de alte localități, Suceava are un preț rezonabil la taxa de salubrizare, dar și la alte servicii. Dar pentru a pretinde unei firme servicii de calitate, este nevoie și de plată pe măsură. Tocmai de aceea, primarul Ion Lungu consideră că s-ar impune majorarea taxei de salubritate. Sigur, eu rămân la ideea, singura taxă care ar trebui majorată este taxa de salubritate. Voi avea o discuție cu consilieri în acest sens. Este mult populism aici, zic, domnule, nu majorăm taxele, dar eu vin cu cifre concrete. Deci, la Vatra Dornei, taxa e 7,5 lei, la Fălceni 6, la Iași 7,2, la Vaslui 7,5, la Botoșani 5,7. Eu spun foarte corect, aici dacă vrem să avem mai multe curățenie în oraș, trebuie să dăm bani mai mulți. Astăzi avem cea mai mică taxă de salubritate din țară, față de Constanța, unii cea mai mare din țară, 10 lei, și mai fac o paranteză, la Constanța, unii prețul cel mai mare al gigacaloriei din țară și nu se subvenționează deloc. Ar trebui majorată această taxă, măcar la 5 lei, în așa fel încât să putem fi și noi mai exigenți cu firma de salubritate, cu cei care fac curățenie, pentru că dacă nu îi plătim, nici nu avem această posibilitate, pârghia, să îi constrângem foarte mult.